Problema orașelor monoindustriale îi preocupă tot mai mult pe economiști. O analiză a jurnaliștilor de la Politico prezintă situația orașului din Danemarca, în care activează compania ce produce unul dintre cele mai în vogă medicamente ale momentului, Ozempic, folosit în tratamentul pentru diabet. Evaluată la peste 500 de miliarde de euro, compania este acum motorul micului oraș. Dar de aici pot apărea și probleme despre care colegii mei de la Bună Dimineața România au discutat cu economistul Cristian Păun. În teorie, orice oraș visează să fie casa unui brand care ajunge să fie cunoscut la nivel mondial cu cifre financiare record. În practică însă, orașele monoindustriale pot fi periculoase pentru economia unei țări. Jurnaliștii de la Politico au analizat situația din Kalundborg, acolo unde se află producția Novo Nordisk. Economiștii au spus recent faptul că profitul și investițiile companiei din anul 2023 au fost percepute ca fiind unul dintre motivele principale pentru care Danemarca nu a avut probleme cu recesiunea după perioada pandemiei și motivul pentru care a putut ține dobânzile la valori foarte scăzute. Această companie pregătește acum investiții de numai puțin de 8 miliarde de euro și un plus de 1500 de angajați în perioada următoare. Însă economiștii atrag atenția asupra faptului că economia daneză ar putea avea soarta celei finlandeze după căderea companiei Nokia, în cazul în care cu această companie s-ar întâmpla ceva, așa cum s-a întâmplat în Finlanda, atunci când compania Nokia nu a reușit să facă trecerea către noua lume a smartphone-urilor. Orașe monoindustriale există și în România. În orașe precum Craiova sau Timișoara există acest risc ca economia să fie îngropată, în caz că dispar firmele din industria auto. Deja în alte zone din țară problema a fost trăită, așa cum am văzut în campania Euronews România pierde trenul. În vremurile de glorie, Cugir era orașul în care veneau să-și caute de muncă oameni din toată țara. Era o mândrie locală, ținând cont de faptul că aici, în Cugir, a funcționat vreme de mulți ani o întreprindere mecanică cu o producție diversificată. PIB-ul, din păcate, PIB-ul României este concentrat în zona București, Ilfov, în proporție de 60%. Asta înseamnă că tot ceea ce înseamnă restul României nu prea se dezvoltă, bate vântul, nu are activitate economică semnificativă. În orașul danez Kalundborg, autoritățile deja au conștientizat potențiala problemă. Aceasta este de altfel și soluția, după cum explică analistul Cristian Păun, ca orașele să fie cât mai diverse în privința industriilor. Greșeala a plecat de la, până la urmă, modul în care se face politică în România, pentru că politicienii, cei care ajung liderii acestor localități, fie că vorbim de comune, fie că vorbim de orașe mai mici sau mai mari, ar trebui să aibă în primul rând pe agendă mai puțin rondouri de flori și mai puțin borduri și bolarzi, ar trebui să aibă ca și cap de listă ce investitori străini atrag eu la mine în localitate ca el să producă, să dea de muncă, pentru ca mai departe dezvoltarea să fie legată de așa ceva. Noi am legat dezvoltarea României de rondouri de flori. Potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai afectate orașe monoindustriale ale României au pierdut în intervalul 2002-2020 mai mult de o treime dintre angajați, pe măsură ce anumite industrii au dispărut.